Pisica vecinilor pășește grațios pe covorul alb de nea. Prima combinație. Pisica pășește. Despre cine se vorbește în propoziție? Despre pisică. Substantivul pisica îndeplinește funcția de subiect pentru că despre ea se vorbește în propoziție. Ce se spune despre pisică? Pășește. Verbul pășește îndeplinește funcția de predicat. Între subiect și predicat este o relație de interdependență. Vecinilor. Substantivul vecinilor se subordonează substantivului pisica. Arată a cui pisică. Prin urmare, dacă se subordonează unui substantiv, îndeplinește funcția de atribut. Grațios. Grațios este un cuvânt pe care nu l-am învățat noi. Seamănă cu un adjectiv, dar nu e adjectiv. El se subordonează verbului pășește, arată cum pășește, prin urmare nu este atribut, nu știm ce este. La fel și pe covorul. Este un substantiv cu o prepoziție care de asemenea se subordonează verbului pășește, arată unde pășește, dar nu știm ce este în propoziție, ce funcție sintactică îndeplinește. Adjectivul alb însă e clar. Se subordonează substantivului covorul, arată ce fel de covor, prin urmare îndeplinește funcția de atribut. Denea e un substantiv cu o prepoziție care de asemenea se subordonează substantivului covorul, arată ce fel de covor, care covor, covorul denea. Și acesta este tot atribut. Aceasta este schema sintactică a propoziției.